Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou vlog. Astăzi ieșim un pic la o plimbare în toiul nopții. Sunt vaccinat și eu și copilotul, de fapt pilotul de data asta sunt cu șoferul. Suntem vaccinați, deci ne permitem să ieșim noaptea afară. Voi cei care sunteți împotrivă, asta e, stați în casă la orele astea târzii. Vă rog că vă întrebați unde dracului merg și de ce se clatină mașina în halul ăsta. Noi mergem la pădurea de pe lângă statul nostru, că știm că s-a spânzurat unul prin primăvară și de-a lungul verii tot au fost zvonuri, că se aud chestii aiurea pe acolo și am zis, dacă tot a trecut Halloween-ul, hai să explorăm și noi să vedem cum stă treaba. Norocul meu că șoferul știe drumul pe aici. Și pădurea. Tot știi pădăros, probabil. Deci, cum stă treaba? Vasile alu, cum îl chema pe ăla care s-a spânzurat în Piele. Primăvară? Vasile alu Piele. Prin primăvară parcă s-a spânzurat. Da. Dar de unde ai auzit tu că, ci că ar fi ceva prin pădure? Nu știu, mă, copiii ăștia care mai umblă pe stradă. Ne-au avut eluzia de dimineață. Mergem să vedem cum stă treaba acolo. De pierdut sper să ne pierdem, am baterie externă și de ce dracu ești o sticlă de clor pe gardul ăla strâmbă ghimpată, nu cred că s-a văzut. Da, hai că ajungem în pădure și vorbim acolo. Destul de înspăimântător noapte pe aici, mai ales gropile astea, drumul ăsta chiar că e cel mai înspăimântător. Bine, adevărul e că pe aici trec doar tractoare și căruțe, cam atâta. Să sperăm că ne mai întoarcem cu mașina de aici. Da, și ne-am dat jos din limuzină, suntem aici în pădure. Nu prea se vede în jurul meu, dar o să întorc eu camera se vadă. Bine cu șoferul că ține acum pentru mine blitzul. Nasol că nu prea văd în față dracu că mă dor ochii. Trebuie să te uiți la cameră. Mă uit în ăsta, dar tot ești cu blitzul spre mine. Uite-te ca să se vadă fățăm. Așa, da, mulțumesc. Da, și acum mergem un pic prin pădure. Cât de cât mai vedem un pic așa noi, dar pe cameră nu se vede nimic. Să vedem unde dracu s-a spânzurat ăla, căci că-i creanga ruptă. Da, cam atâta se vede aici. Sunt niște scaieți de sper să nu se ia pe picioare și era un copac din ăsta. Care dracu zici bă că era, că-s mulți? Uite ăla, cu creanga. Încerc să dau zoom, dar nu se vede. Ai dracu mai aproape, că taburienile pe aici. Poate că au și vreun căcat acum. Aici zici? Da. Du-te mai aproape, că... aha, uite aici creanga ruptă. Că prima oară a încercat de asta și s-a rupt, nu l-a ținut și mai și grătână. Așa, stai să dau mai de așa se văd. Bă, asta pare mai bună, e ca pe picior aproape. Bă, ce l-o găsesc câte unii pe aici se spânzure tocmai aici unde e cu craca asta și așa mai departe. Îți dai seama cât s-au chinuit să vină rudele lui să-l ia prin gropile alea pe acolo? Bă, eu mă gândesc, pula mea, vrei să te sinucizi tocmai aici, mi-e 2,5 km până la o pădure. Abia am ajuns noi cu mașina, dracu. Era, crezi că era frică că îl împiedică cineva? Adevărul că da. Dar totuși nu l-a văzut nimeni că s-a dus cu frânghia după el, s-o fi dus noaptea. Da. Eu mă gândesc cum l-a găsit cineva. Probabil că l-a găsit ziua, că noaptea cine dracu să-l vină după el să-l vad. Sunt ăștia cu oile pe aici, ciobani, și cred probabil l-au fi găsit un cioban. L-au fi început câinii să-l atre, că l-au văzut acolo. Hai bă, cum era să-l fi început ciorile să ciugulească din el, ca în filme, ar fi fost interesant. Da, acum nu știu dacă era în stare de descompunere, de cât timp era mort când l-au găsit, da. Asta s-a întâmplat undeva prin primăvară, parcă înainte de Paște. Da. Exact așa. E, dacă se mai scumpesc mult, asigură și prețul la benzină, cred că aici vin și eu curând. Da. Bă, măcar e liniște, știi? Uite, aici ai și un cer frumos, foarte înstelat. Păcat că nu se vede pe celularul ăsta amărât. Da. Vezi, dracu, să nu calci în vreun căcat. Nu știu cum mori. Ce motiv o fi avut să se sinucidă? Cred că găsea un nuc destul de zdravăn pe acolo în sat. Copacii ăștia ce dracu sunt pe aici? Sălcii, salcâmi? De-aia fii atent și asta, asta știu sigur. O întâmplare cu o colegă de muncă a mamei mele. Soacră sa, nu știu, avea ceva Alzheimer, ceva în genul Alzheimer, oricum. Avea ceva, o problemă psihică, adică nu e de râs sau așa, dar totul a plecat că i-a murit fata. Pe la, când avea fata vreo 20 de ani și așa mai departe și a ținut toată viața chestia asta în ea, supărare și așa, și undeva pe la 65 de ani a venit tocmai până aici și s-a aruncat în ea lumița. Hai de capul meu. Deci blestemați și cei care mănâncă pește din gârla aia de acolo. Da, și cum ziceam, Marius? Marius, unde dracului te-ai dus? Pișoțos o mai e și ăsta. Da, și cum spuneam, cine și-a membru o să vadă videoclipurile de genul acesta cu cel puțin o săptămână înaintea tuturor. Mai te piși mult acolo?
Marius? Marius? Unde pula mea ești, bă? Ce dracu, bă, că ai și te pișai? Marius, te luăm pula mea cu prostiile astea că n-am chef. Unde pula mea ești? Fugi, bă, bagă-ți pula, fugi! Ai dă pula mea, bă! Pornește morții, mătii! Pornește-o! Am lăsat pe ăsta, dreacu, pădure! Eh, bine că măcar am scăpat eu! Sper că v-a plăcut. Ce ar fi trebuit să fie chestia asta? Vlog? Sketch? Habar n-am. Eu nu m-am distrat la filmări. Frumusețea mare că, deși eram în pădure și era noapte, se auzeau manele în pădure de parcă erau câțiva oameni cu mașinile la 200 metri și dădeau tare drumul la manele. Deci nu mi-a venit să cred. De unde dracu răsunau halul ăla manele că era la vreo 2 km de sat? Nu știu ce dracu e neregulă cu pădurea aia acolo. Am făcut și un live după, unii ați fost, unii n-ați fost pe live-ul ăla, dacă mai fac live-uri și prin locuri de-astea ciudate, dar oricum, sper că v-a plăcut chestia asta, a ieșit cam scurt clipul, de asta fac și outro-ul ăsta. Să vă spun că dacă strângem 200 de like-uri la acest videoclip, îl voi pune și partea numai cu bâlbâieli, cu faze în care ne-am împiedicat, era plin de ciulini, în loc să facem poze apăsam pe filmare și viceversa, deci mai mult am râs și am tot dat gafe. Dar la final văd că a ieșit ceva. Dacă vă luați membru, veți vedea videoclipurile cu cel puțin o săptămână înaintea tuturor, așa că practic membrii au văzut videoclipul ăsta înaintea celorlalți. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor care apar acum pe lângă capul meu. Fără voi nu m-aș descurca chiar așa de bine, spre deloc. Și da, ne vom auzi data viitoare, la noi videoclipuri foarte ciudate. Apăsați pe clopoțel ca să fiți pe fază când mai postez și când mai fac câte un live. Ciaules tuturor! Te-ai speriat, fută-te, dracu! Am vrut să mă apăsat pe filmare.